Lucrătorii SECERAJA S.A. lucrează pentru remedierea unei avarii la conducta principală de alimentare cu apă de pe strada M4 din zona Mamaia Sat. Din această cauză, societatea a fost nevoită să oprească furnizarea apei potabile joi până la ora 16. Prin urmare, toți consumatorii din zona Mamaia Sat sunt afectați de această situație. În afară de Mamaia Sat, nu au apă potabilă joi până la ora 16 nici consumatorii din zona Depozitul 10 și Tabăra Năvodari. SECERAJA S.A. își cere scuze față de abonații afectați de aceste lucrări și îi asigură că echipele de intervenție Raja Constanța vor face tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în timpul cel mai scurt.